Ca în întreaga țară și comisarii Gărzii de Mediu Neamț vor intra în grevă miercuri 26 aprilie, începând cu orele 14, când vor opri pentru 2 ore întreaga activitate cu publicul. Comisarii Gărzii de Mediu cer egalizarea salariilor la nivelul celor din Garda Forestieră. Executiv al Sindicatului Național al Gărzii de Mediu a hotărât astăzi declanșarea grevei de avertisment între orele 14-16. Toți colegii din țară, inclusiv cei de la Neamț, vor opri activitatea, vor ieși în fața instituției și nu vor lucra cu publicul în niciun comisariat al Gărzii de Mediu la nivel național. Noi solicităm egalizarea salariilor să ajungă la nivelul celor de la Garda Forestieră. Liderii de sindicat de la Garda de Mediu susțin că ultima majorare salarială la această categorie de funcționari publici a însemnat, de fapt, cuprinderea unor stimulente în salariu. Nivelul actual al unui salariu la Garda de Mediu este de 2.000 de lei, în timp ce la Garda Forestieră este de 4.000 de lei. Cei mai afectați de această grevă vor fi fermierii care în această perioadă își actualizează dosarele pentru subvenții. Dacă revendicările de astăzi ale greviștilor nu vor fi satisfăcute, se preconizează ca sindicaliștii de la Garda de Mediu să declanșeze din 2 mai grevă generală, care ar presupune paralizarea activității de control a modului în care sunt salubrizate localitățile.